Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Domnul Zaf, am văzut niște mesaje zilele trecute. Încă sunt probleme cu gunoaiele în sectorul 1 la voi? Da, ce aș vrea să schimb mireasma aia din cartier. Am ieșit și aseară un pic. Zic, hai să fac doi pași să mă plimb așa un pic. Nu, serios, nu s-a rezolvat? Pe cuvânt de onoare, adică peste tot, aproape la fiecare colț de stradă, bang. Să-mi dai și mie câteva stres, că mi-e dor. De ce? De miros de gunoaie? În Berceni, da, când eram eu mic, au fost perioade de ani când veneau gunoierii trimestrial sau nu știu cum. Nu cred. Da, și era așa numitul miros de zeamă de pubelă. Aoleu. Eu am copilărit cu el. Nu, e groaznic. Deci imaginez... Dar în momentul ăla, dacă te obișnuiești cu el, are hazul lui. Deci imaginez că asta e, dacă ai putea să rezolvi asta peste dacă noapte. Dacă aș putea să rezolv asta peste noapte, ar fi minunat. Mă rog, nu eu, cât cine ar trebui să facă chestia asta. Dar e, adică se simte, e și vara acum, e și foarte cald. Da. Și mă gândesc că fiecare dintre noi avem câte un pitic de genul ăsta. Eu asta aș vrea să, dacă se poate, dacă să rezolv peste noapte. Ce problema orașului în care locuiți, prieteni, ați vrea să se rezolve? Așa, dacă până vă întoarceți din vacanță, nu peste noapte. Deci mai sunt ce? Vara, concediu, nu știu ce, până în septembrie, să se rezolve o problemă a orașului. 0372069599. Ce vă deranjează cel mai tare în oraș? Adevărul că acum, punând problema așa, mă gândesc serios, chiar nu e o altă problemă în sector. Deci e ok. E în regulă, noi avem cu apa caldă, cu astea nu sunt... La noi în sector n-au murături la mici, la obor. Pe mine asta mă deranjează serios. Aia este o opțiune. Și am spus lui Adi, măi, te rog, dar trebuie făcut ceva. Un castravecior murat. Acolo e o chestie culturală la el. El nu asociază lucrurile și ți-a spus în mod finuț de mai multe ori că nu aduce. Că să ar fi greu să ia de peste drum un butoi de murături. Da. Devenind mai serios, da. Aseara am pățit iar n-am avut apă caldă. Când eram fericit. Deci din ultimele săptămâni nu m-ați mai auzit. Că... Se rezolvase problema. Apă mă frigea. Nu că nu te-am mai auzit. În ultimele săptămâni nu te-am mai simțit. Nu, și da. Deci cu ocazia asta poți să rezolvi problema cu mirosul. Și aseară... Și să te întorci la ce voi mai devreme. Zeama de bubele e ceva ce se obține greu. De bubele, dar acum oricum e lumea mai civilizată, că atunci, pe vremea mea, s-a aruncat ciorbă în tomberon, adică erau lucruri. Azi, ca să vă spun exact, în momentul la ora la care vorbim, temperatura apei calde la mine în bloc este de 24 de grade. Ne pare temperatură rău. De bazin olimpic. Ce problema orașului în care locuiește vrea să se rezolve până te întorci din vacanță? 0372069599. Să ne plânge, prieteni. Dar tu n-ai probleme în cartier la tine acolo? Nu, în cartier nu sunt probleme, în sat sunt. Aș vrea să se facă... Ce trebuie tu cu satul? Trotoare. Păi trec prin sat. Mi-ar plăcea să fie trotuare, nu că le-aș folosi, dar mi-ar plăcea să fie trotuare. Eu locuiesc aici, în nordul Bucureștiului, într-un soi de Miami, așa. Da, acolo nu are toată lumea mașină. Păi asta e problema, prețuri de Miami, știi? Și toată lumea are mașină, nu, trotuarele sunt prin fața curților. E așa un soi de potecuță veche, pe lângă șanțul de scurgere a apelor pluviale. Uliță. Nu e chiar uliță, care, ce să zic, jumătate de metru lățime. Ulicioară. Și oricum toată lumea care are loc de parcare în curs, că de-aia te muți acolo, ca să ai curte, știi? Uh-huh. Loc de parcare cât vrei, în curte, fiecare locului de parcare parchează transversal pe trotuarele astea. Adică n-ai pe unde să mergi acolo. Deci asta dacă s-ar putea, trotuare. Pentru că de ce? În Balutești sunt trotuare. În Mogoșoaia sunt trotuare. În Buftea sunt trotuare. Peste tot în jur, primarii au făcut trotuare, numai în comuna Corbeanca. Nu s-au făcut trotuare, frate, este îngrozitor, nu știu de ce. Deci să facă trotuare, să se facă trotuare. Florin, bună dimineața. Bună dimineața. Salut, Florine. Bună dimineața, băieți, ce faceți? Băi, așteptăm vacanța. E bine, și eu la fel, da. Vă sunt din Ploiești. Un oraș mizerabil, Atât am să spun. Poate ascultă și domn primar Volosevici, da. Ploiești s-a ajuns o ghenă de gunoi. Suntem poluați zilnic. Mizerie la orice colț de stradă, pubelele sunt pline. E ca în sectorul 1, să știi că e fiță. Asta mă gândeam, că e fix ca la noi. Auzi, dar dacă ar fi să rezolvi una din problemele astea, ce ți-ai dori să... Care e principala? Cred că gunoiul, da. Gunoi. Bine, pe lângă poluare, că și poluarea de la rafinărie e absolut execrabilă. În fiecare zi ne nenorocesc cu poluare. Dar primarul vostru e nou sau e tot la vechi? E cel vechi, a mai fost, ăsta e al doilea mandat al lui. În primul mandat a făcut ceva. Chiar a făcut, dar în mandatul ăsta se pare că... Păi stai să și ia elan. Asta și ia avânt acum, mulțumim frumos. Problema la gunoi, știi că te obișnuiești cu mirosul. Nu e o problemă asta. Nu te obișnuiești. Te obișnuiești, asta e, uite, Luca.
Luca îi duce dorul acum. Problema e că treci pe lângă el, sunt mormane mari și te aștept să miște. Păi aia e, că și mișcă. Îți crește și imunitate. Da. Când începe să miște gunoi, atunci o problemă. Stere, ești cu noi, bună dimineața. Salut. Bună, Stere. Bună dimineața, din Constanța vă sunt. Salut. Ce problemă? Aceeași problemă cu mizeria din orașul. Mi se pare, am votat pe acest primar, am crezut că va fi altceva. E nou, nu? A schimbat e domnul, sigur, domnul de la PNL, care credeam că vom schimba vechiul primar cu nouă primar și se va schimba ceva, cel puțin vis-a-vis de curățenia orașului. Este, cred că, cel mai împuțit oraș din România. Haideți să vă spun, bălării care au crescut, eu am 1,93 m, cât mine de mari, în toate, cel puțin în giratori, deci au făcut niște sensi giratorii și ne-au făcut cu verdeață. Bălăriile au 2 metri. Vă dați seama, scaieți în fața Casei Albe, unde e domnul primar, unde e prefectul, scaieți, vă dați seama. Nu înțeles. Au o înălțime de... Vor fi plante decorative, nu, ceva de ultimă generație. Eu știu ce sunt, adică... Sunt camuflați. În mod evident, acolo, în mai multe orașe unde s-au schimbat administrațiile, sunt probleme cu vechile contracte pentru salubrizare, igienizare, tăiat iarba și așa mai departe. Sunt prețuri uriași de mari. Și noile administrații, așa cum a fost și cazul Nicușor Dan, care n-a mai vrut să accepte tăierea ierbii la niște prețuri de-astea de lux, de 20-30 de ori mai mari sau cât erau față de cât e normal. În sectorul 1, la fel, Clotilde Armand, unde în sectorul 1 se plătește pentru ridicarea gunoiului sau pentru dezăpezire de 20 de ori mai mult decât în alte orașe. Vorbim cu Neagigi, de aici din Pipera, bagă oile în... în scaiez, nu? În herăstrău și s-a rezolvat problema. Florin, bună dimineața! Salut, salut, Florin! Bună dimineața! Bună! La Buzău mi-aș dori foarte tare când ajung din concediu să mai găsesc vreo 10 locuri de parcare în plus. Câteva parcări supraetajate, pentru că actualul primar care aș și fostul și actualul primar, să spun așa, nu știe decât să asfalteze zona de parcare veche și să tragă niște dungi să ne așeze cumva ordonat. Cu numere. Cât vă costă? Cât vă costă locul de parcare rezidențială pe an în Buzău? Între 70 și fără număr. De la 70 de lei pornește licitația. Dacă se licitează? Se licitează acolo unde sunt mai multe persoane pe același loc. Și tu ai avut noroc sau nu? Ai licitat sau nu? Din păcate, încă n-au ajuns cu numărătoarea la mine. În momentul ăsta parchez unde pot. Aha. Prin zona ta acolo. Ah, ok. Deci parcări, dacă se poate. Am notat, da. la Buzău. În Buzău oamenii sunt norocoși, au covriși de Buzău. Au cărnați de pleșcoi care sunt tot în zonă, da. Au ceapa aia roșie care este foarte bună, au vulcanii noroioși, te duci să te plimbi, au tabăra de sculptură. I-auzi. Foarte. Și nu mai trebuie parcare. Da. Octavian, bună dimineața! Bună, Octav. Salut, Octavian! Bună dimineața! Salutare! În Oradea, da, aș vrea, dacă se poate, să nu mai fie modul ăsta primitiv de comercializare a buterilor de la gaz. Eu vin acum, acum sunt în tura de noapte, o să ies peste câteva minute. Da. Merg acasă, da. Oprește mașina de butelii și începe ăla și zângăne cu cheia prin buteliile alea, te trezește și din morți. Am înțeles. Da, pentru că acolo nu aveți, nu aveți gaze, nu? În Oradea. Ba, sunt și gaze, cum, ai, cum Dumnezeu, în Oradea sunt gaze, dar mai sunt unele străduțe. Sunt zone în țară în care... Da. Nu există alimentare cu gaze naturale și atunci se bazează în continuare pe buterii. Ok, bine, deci da, rezolvă. Dar se pare ok să vină ăla să bată cu cheia prin buterii. Dar exact, de ce bate cu cheia? Nu înțeleg. Ca să se facă, să știe lumea că a venit. Nu, nu, de ce bat cu cheia în buterii? Păi tocmai ca să audă. Eu știu. Da, mă, că tu ai butelie. Etajul 4 iese la balcon și strigă la ăla de la Octavian. Nu te rog o butelie, da? Octavian. Asta e vechea metodă de notificare. Că a ajuns butelia acasă, nu? Da. Opriți notificările la butelii din Oradea. Zi mersi că presupun că la Oradea ăla zice, nu, te rog, adă-mi și mie o butelie. Să vezi la București cum ar fi. Hei, te trezesc, adă-mi coa! Mulțumim, Octavian. Dorule! Adrian, bună dimineața! S-a băgat butelii! A venit butelile! Adrian, bună dimineața! Bună dimineața, prieteni! Salut! Salutare! Din Târgu Mureș vă sun. Da. Eu am fost în concediu acum câteva săptămâni și chiar speram până mă întorc din concediu să problema
orașului ar fi primarul și să fie rezolvată problema aia până atunci. Mă așteptam să zici că sper să găsești veverițele înapoi în parc. În Târgu Mureș? Păi nu, acolo erau cu volierele? Nu, nu erau, erau la Vatra Dornei. Nu, erau în Piatra... ceva. A, în Bistrița. În Bistrița. La Bistrița. Îmi cer mii de scuze. Cum să faci această confuzie? Dar chiar doar mai e voliera aia de betele veverițe. Poate ne sună și cineva din Bistrița să ne spună dacă mai avem veverițe în parc. 0372069599. Da. Au fugit de mult, nu știi? Da, poate s-au întors. Unele s-au prăpădit, vreo două a evadat, asta a fost, sau au fost aduse altele. Poate s-a întors. S-a împuiat. Eu zic că s-a întors. Așteptăm Bistrița? Să vedem dacă sună. Deci din Bistrița am vrea să știm dacă în Bistrița mai e cu veverița ceva. Lucian, bună dimineața. Salut, Lucian. Bună dimineața, dragilor. Salut. Salut. Vă sunt din Călăreș. Aici un mare dezastru. Sunt mai cratere. Sunt cartierele mărginașe, sparte, străzi și trotuare. No, unii se plâng că n-au trotuare, noi n-avem străzi. Pot confirma, primar... socrii mei sunt din Călăraș și din când în când mai ajung acolo, ce cartierele mărginașe. Pe lângă centru, dacă ieși de pe bulevard și intri pe străduțele laterale, e nenorocire, așa e, așa e. Așa este, da, dragilor. Și nu poate, se face nimic măcar, de ani de zile. Măcar noi nu ne dorim foarte mult un asfalt așa subțire, cât să nu mai înghițim tot praful și să notăm când plouă în toate noroile din orașul ăla. În campanie se vorbea de stații de alimentare, de încărcare, telefoane inteligente și noi n-avem un amărât de trotuar și o șosea de Doamne ajută în orașul ăla. Ajută-ne să înțelegem, ce stații de încărcare, telefoane, cum adică? Adică pe stradă se oprește? Stațiile de RATB erau cu mufe, USB, astea erau visele, avioanele de care vorbeau ei. Fiță. Să încărcăm telefoanele în timp ce așteptăm rata, care și rata pe acolo e vai capul ăsta. Să știi, de-aia vrea capul să o pună încărcător, să că aveați timp. Da, să avem timp, dacă se descarcă, spunem că se descarcă, mai sunt pe rețelele de socializare. Și nouă ne-a promis domnul Nicușor Dan hărți în stațiile RATB. Da, mă, abia aștept. Au venit și foarte multe mesaje scrise și ne pare rău că n-am apucat să le parcurgem. Vă spun unul dintre ele, uite, de la o ascultătoare din Fien Dâmbovița, care spune că ar da orice să scape de deșeurile ce se ard la fabrica de ciment de acolo și care îi omoară lent și sigur. Asta ar fi și mai sunt foarte multe, dar nu mai avem timp. Mulțumim pentru ele, pentru mesaje, mulțumim pentru telefoane. Dar hărțile... Nu mai e nicio veveriță în Bistrița. Am primit mesaj acum, s-au terminat în captivitate, Nema. Dar hărțile alea din stațiile RATB, eu revin la problema mea. Ne-au fost promise hărțile din... Oare ar fi fost în relief? Adică să pună de alea așa cum... Și am putea să-l sunăm pe domnul Nicușor. Într-o pauză, când se duce la frizerie, să ne explice. Hărți. Ce să mai deschizi Google Maps? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.